Salutare, prieteni! Este vară, soare, căldură și este momentul perfect pentru a începe prima ediție de Summer Tips din acest sezon. Aici primești cele mai tare recomandări de modă, lifestyle, muzică bună și, bineînțeles, locații minunate de vizitat în această vară. Well, să înceapă Summer Tips! Pe mâini sau pe picioare, pe spate sau pe decolteu, tatuajele cu henna sunt din ce în ce mai căutate, fie pentru un plus de senzualitate, fie pentru a ieși din timpare. Eu m-am întâlnit cu Laura Constantin, artist henna, care ne va arăta cum se realizează un asemenea tatuaj. Hai să vedeți! Bam! O am alături de mine pe Laura Constantin, artist henna. Salut, frumușicu! Bună, bine ați venit! Bine te-am găsit și pe colega mea minunată, Dana! Bună. Hello! Bună, Andreea! Avem de făcut un tatuaj henna sau jaguar? Facem un tatuaj temporar cu jaguar de data aceasta. Henna este foarte populară. Culoarea henei pe piele este maro. Dar astăzi o să facem cunoștință cu jaguar. Este tot o substanță pentru tatuaje temporare, dar culoarea rămasă pe piele va fi albastru cerneală. Și cât ține asta pe piele? Rezistă la fel ca și henna, în jur de 2 săptămâni. Și dacă ne spălăm foarte des pe mâini, se duce mai repede? Și dacă ne spălăm foarte des, it's ok. Bineînțeles că o să ai mai multă grijă de data asta, acum că ai și henna. Fii atentă, pentru că suntem în perioada de festival. Care sunt cele mai căutate? Pe ce zone? În zona boho, poate, niște pene, niște mărgele, mandale decorative, dantelate. Dar, firește, diferă de la persoană la persoană. Cineva poate să vrea ceva mai dantelat și mai feminin, cineva poate să vrea ceva mai geometric și mai tribal. Mie îmi plac toate modelele și pot să mă adaptez. Bun, tu de când faci asta? De 4 ani ca și profesie. Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta pentru astfel tatuaje? Am lucrat înainte în corporație și eu și iubitul meu ne-am dat demisia ca să facem un tur de Asia, 15 luni. Și acolo m-am pictat prima oară la un indian pe stradă, mi s-a părut super tare ce mi-a făcut, deși acum dacă mă uit în spate, mi se pare ceva super simplu și foarte childish. Pot să spun că mi-am depășit maestru. Dar da, așa a început totul și atunci când ne-am întors am zis, ok, I'll give it a try, o să încerc să fac chestia asta până să intru iarăși în rândul oamenilor care merg la serviciu de luni până vineri. Și guess what, a mers, am avut un feedback foarte bun și sunt super happy cu ce fac acum. Din ce e făcută henna sau jaguar? Henna este o plantă cu același nume. Se folosesc frunzele uscate sub formă de pudră și pasta se obține din pudră de plantă cu uleiuri esențiale, spre deosebire de jaguar, care este de fapt un fruct. Și se folosește sucul sub formă de gel. Hai să vedem cum începem, că sunt curioasă. Poate prind și eu ceva. Conul e metoda tradițională indiană. Aici este jaguar? Asta e jaguar, da. Poți să-ți faci pur și simplu pentru o frumusețare, că e o chestie foarte des întâlnită. Henna maro este singura culoare pe care poți să o obții pe piele atunci când folosești pasta din pudră. Dacă culoarea este alta decât maro sau albastru, cele două substanțe de care am vorbit deja, înseamnă că are altă... altă consistență. Cât durează să se usuce? Cam 15 minute, dar după aceea aftercare-ul e diferit. La henna e important să ții pasta uscată pe piele cât mai mult timp ca să obții o culoare cât mai intensă și asta fără să-l speli în ziua respectivă, doar dai pasta jos fără să o speli. La jaguar poți să-l speli după 2, 3, 4 ore. E ceva mai puțin o bătaie de cap. Și o curiozitate, cum te simți? Ce simți de fapt când îți faci? E un fel de terapie. Miroase foarte, foarte frumos și e chiar plăcut. Adică aș sta să-mi fac asta toată ziua. Dacă mă plictisesc de tatuaj, da, și vreau să-l șterg înainte de termenul lui, cum fac? Cu ce poți să-l scot din piele? Faci, aștepți până se exfoliază pielea, pentru că altfel ai traumatizat, frecat cu buretele și așa mai departe. Mai bine aștepți până se duce singur. Și chiar rămâne bine în piele. Știu că ai mai colaborat, adică ai mai tatuat și vedete. Adina Pestrițu, cine? Pe cine?
Delia, a fost și Delia. Tache, Lorina la Groza, Teo Trandafir, Andreea Ibaca. Hena, am început să folosesc abia de anul acesta și încă nu am reușit să o pictez pe cine vreau eu. Mai aștept un pic. Dar dacă tot ai zis, eu sunt curioasă, nu pot să mă abțin. Pe cine vrei tu să pictezi? Am stabilit cu Antonia și aștept să vină momentul în care o să vrea să folosească Jaguar. Da. După ce l-ai spălat, ce ți rămâne pe piele? Mare atenție, fără șoc. O să fie foarte deschis la culoare, o să fie un gri super deschis. Arată ca și cum ai spălat de tot desenul. Dar din momentul ăla începe să se activeze culoarea și într-o oră, două, deja o să fie albastru deschis. Până mâine dimineață o să fie super, o să fie albastru intens. Până mâine seară o să fie intens cerneală. Bun, deci am terminat. Hop, eu am pot terminat. Continua până diseară, depinde acum ce vrem să facem. Unde o să te găsească pe tine lumea în vara asta? La festivaluri? La festivaluri, la programări private. Hena Journey, pe Facebook și pe Instagram, cu mesaj privat, telefonul e la vedere, cu doar acolo, vedeți toată lumea, pe ori. Veniți direct la ușă și întindeți omule, hei, vreau și un tatuaj să rezolv. Fraților, asta este recomandarea mea pentru vara asta, faceți-vă tatuaje cu Hena, cu Jaguar, pentru că se merită, pentru că îți oferă un plus de senzualitate, ieși din dipare și de ce nu se poartă, mai ales la festivaluri. Sunteți pupați și... It's all about. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up, live it up. Leave me alone, make a live my life. Leave me alone. În ultima vreme am observat că predomină foarte mult stilul vestimentar urban, caracterizat prin comoditate și non-conformism, un stil care conține atât elemente feminine, cât și, atenție fetelor, elemente masculine. Tocmai de aceea ne-am întâlnit cu Marius Fierăsu, care ne va arăta cum ne putem alcătui o ținută urbană. Fetelor, pregătiți-vă carnețelul, pentru că urmează ceva foarte tare. Până atunci mă răcoresc puțin. Guys, l-am alături de mine pe Marius Fierăscu, aka Hello. Fere. Și suntem înconjurați de haine, despre care o să vorbim în curând. Cum îți definești tu stilul vestimentar? Stilul meu personal? Stilul cred personal. Că la general, stilul înseamnă personalitatea ta, înseamnă încrederea, înseamnă nebunia, înseamnă personalitate. Ce piese vestimentare sunt în trend vara asta? Băi, se poartă foarte mult partea sport, adică tot ce înseamnă sport îl combin cu orice, oricând, la orice oră, deci astea rup. Salopetele, la fel, dar alea de bicicliști, alea super, alea de cicliști, alea subțiri. Cred că ai și tu una de la mine. Ah, da, ai, da, ai una, da. Alea la fel, pentru că sunt destul de comode. Se poartă foarte mult accesoriile, pălării, chestii de genul, ochelarii ăia foarte ascuțiți. Cred că toată lumea știe așa, dacă stăm și... Acum e treaba asta cu influencer, cu astea. Sunt destul câțiva care chiar merită urmăriți. De vara asta trebuie să fii nebun. Vara asta trebuie să fii așa cum simți. Și ce părere ai despre stilul ăsta urban? În momentul de față este foarte diversificat. Adică în momentul de față chiar putem să purtăm o gamă foarte largă. Poți să fii sport, poți să le combini sportul cu elegantul, poți să fii super mega hippie, poți să fii hipster, adică nu toată lumea în ziua de azi poate să abordeze orice stil pentru că ai o gamă largă, mai ales când vii în magazine de genul, cum suntem aici. Multe fete așa își creează un super outfit folosind haine din garderoba băieților. Da, păi da, acum se poartă foarte mult chestiile oversize și e normal, adică sunt acele fâșuri super colorate, pantalonii sport ăia de training, uite ăștia care au revenit în trend, ăștia chiar au bubuit. Am văzut că lumea este nebunită după pantalonii cu capsă. Da, mă, sunt foarte tari. Bine, care treabă cu ei? Băi, sunt genul de pantaloni care cumva au explodat pentru că îți oferă posibilitatea să îi adaptezi în mai multe zone. Adică e foarte simplu, tu ești acum super sport, ești foarte, foarte de zi. Dar tu, diseară, dacă vrei să mergi cu mine la un eveniment, eu îți dau ție niște tocuri, îți dau o cămașă care o dau așa pe o parte, cu un număr gol așa, îți pun o gentuță, niște accesorii și ești atât de elegantă și atât de cool cu pantalonii ăștia, încât o să radiezi. Bun, deci să înțeleg că pot să fac o ținută de zi, cum am acum, da? Și o ținută de seară, pentru party, da, nu? Da. Știi care e problema mea? Culorile. Merg într-un magazin, văd multe haine colorate și vreau să-mi fac un outfit și așa. Nu știu cum să le combin. Care-i treaba după ce mă ghidez? Mergi după ochi? Da.
merg după ochi și pe lângă asta, să știi că uite, sunt vitrine, sunt oameni cu experiență acolo care le fac în magazinele noastre, de la noi și nu numai. Sunt site-uri care îți oferă direct ținuta, îți oferă direct combinațiile. Atâta informație online avem încât nu trebuie să te mai agiți. Cum să? Dar cel mai bine îți urmărești instinctul. Știu că tu ai mai colaborat cu Antonia, Geo, Alexandra Stan. Da. Pe partea de styling, da, am avut destule colaborări. Nu pot să zic că nu. Și da, sunt mulțumit cu asta. Cred că Alexandra uneori are ea o zona ei care tot timpul încearcă cumva să fie un pic mai nebună. Antonia are filmul ei și toată lumea îl respectă pentru că știe exact ce face și știu exact de unde și-a hainele și nu oricine poate să-și-a hainele alea. Acum nu colau, dar da, știu. Din casă. Da, nu dau din casă, deci și-a niște haine. Wow, Antonia. Și Joe la fel, Joe e nebună, Joe e băiețoasă, e lărguță, e cât mai lungi tricouri și atât. Le-ai învățat-i-l oarecum, nu? A, da, normal. Dăm niște trucuri simple, rapide și în același timp, wow! Asta cu tricou, cămașă și ce-o fi, atât timp cât e mai lung și îți oferă posibilitatea să nu mai stai cu pantalon, să-ți calci la dungă, să nu știu ce, fiind elegant, să zicem așa. Deci, ai luat-o pe tine, ai pus niște accesorii, ți-ai pus ceva în cap și la revedere, ești go! Practic, chestiile astea oversize sunt foarte... Cele mai practice. Uite cum au revenit într-o dată toate chipile astea clasice. Cum sunt bombă. Da, uite, eu, spre exemplu, stilul meu este 90s, așa? Adică merg pe tot ce înseamnă retro, dar poți cumva să-i dai un aer, știi? Tu poți să iei un tricou retro cu ceva spre modern. Care este... cea mai importantă parte dintr-o ținută? Cea mai importantă piesă, părerea mea, dacă stau bine, atitudinea. Atât! Bun, și Fere vara asta ne recomandă să fim nebuni. Da, colorați, da, îndrăzneți. Îndrăzneți. Da, și colorați, da, și bravo, colorați. Și colorați. Mm-hmm. Așa și să vă distrați bine. Bine, rău. Vrei să duci Instagramul la un alt nivel și nu știi cum? Ei bine, zic eu! VideoLab este cea mai tare aplicație în materie de video content. De ce? Ei bine, prin prisma efectelor, îți oferă posibilitatea de a-ți crea într-un mod rapid și creativ cel mai tare video de pe Instagramul tău, pe care sigur prietenii tăi vor fi invidioși. Hai să vedem! Când zici VideoLab, zici awesome video content on Instagram. VideoLab este aplicația must-have în materie de editor video pentru Instagram. Ei bine, gândește-te cât de ușor îți poți pune creativitatea în funcțiune, profitând de caracteristicile de editare de înaltă calitate. Începând de la a aplica o mulțime de efecte speciale, până la a îmbina videoclipurile și imaginile pentru a crea expuneri duble și artistice. De asemenea, VideoLab îți pune la dispoziție și o compoziție cromatică, dar și posibilitatea de a zooma cadrul dorit. Și ar mai fi multe de zis. Însă, cel mai bine, vă lăsăm pe voi să le descoperiți. Atât mai spunem. Deja instalată, aplicația VideoLab creează dependență. Guys, Summer Tips se încheie aici. Andreea Din pentru voi a fost prezentă la datorie ca întotdeauna. Noi ne revedem data viitoare, însă până atunci stați cu ochii pe Instagramul și pe Facebook-ul nostru. Și nu uitați, Summer is all about you. Sunteți pupați!